Bun găsit, dragi prieteni, intrăm din nou între oglinzi paralele, este după amiază de sâmbătă. Așezați-vă comod în fotolii, cum vă spun de fiecare dată, și vorbim cu un om politic în egală măsură, dar aș spune în primul rând cu un om. Un om și fac abstracție de faptul că îl cunosc foarte bine pe invitatul acestei după amieze, dar dincolo de toate aceste lucruri pot spune că toate lucrurile pe care le face domnia sa îl recomandă pentru ceea ce spuneam mai înainte. Două litere om. Cristian Dima, președintele ALDE Galați. Bună ziua, domnule Dima. Bună ziua telespectatorilor care astăzi sâmbătă își repez din timpul lor să ne urmărească. Pe dumneavoastră vă urmăresc că în fiecare săptămână apăreți în această ipostază de oglinzi paralele și clar că pe dumneavoastră vă urmăresc, nu neapărat invitați. Și invitatul este crema și piperul unei emisiuni, să știți, așa scrie la manuale de jurnalism. Evident că și moderatorul are un rol foarte important. Dacă săptămâna trecută, dragii mei prieteni din Galați și Brăila, am vorbit despre trecut și aduceți-vă aminte că subiectul a stănit destul de pasiuni și vă mulțumesc pentru like-urile de pe Facebook, pentru comentariile pe care mi le-ați trimis și SMS-urile trimise. Am vorbit despre securitate și despre dosarul la securitate al domnului Mircea Toader. Astăzi ne întoarcem în prezent. Ne întoarcem în prezent și vorbim despre lucrurile care se întâmplă. Nu o să atingem decât tangențial politica, pentru că nu lucrul acesta ne interesează în mod deosebit. O să vorbim însă despre un subiect care mi-e foarte drag mie și este drag și invitatului pe care l-am astăzi. Despre principii, despre corectitudine, despre morală, despre lucruri la care aș putea spune câteodată că ni se pare că românii nu stau foarte bine. Mă înșel, domnule Dima? Eu cred că a generaliza un subiect atât de dificil și de greu, care pune la încercare în mod serios demnitatea și onoarea fiecărui cetățean, nu este neapărat o conjunctură favorabilă să generalizăm. Eu cred că, sigur că avem multe lacune, multe minusuri, dar cred că multe provin din tarele educaționale și din schimbarea de mentalitate din zona totalitaristă, comunistă, socialistă. O să-mi permit să vă întreb din când în când, pentru că totdeauna mi-a făcut și îmi face plăcere să dialoghez cu dumneavoastră. Aveți un stil foarte franc de a pune lucrurile fără niciun fel de a încerca să ascundeți gunoiul sub... Păi mi-a spus mai devreme că sunt piperul într-o... Era normal că fiind iude e greu să... Chiar mă gândeam ce rol poate să rezerv în emisiunea asta dacă sunt piper. Acum sărat, nu vreau să devin prea sărat, dar... Domnul Dima, o să vă spun ceva foarte interesant. În evul mediu, piperul era mai scump ca aurul, sau era cel puțin greutatea în aur. Când erau aduse mirodeniile, se punea pe talge aur în partea cealaltă. Deci piperul este foarte valoros din punctul nostru de vedere într-o emisie. Aurul alături de mercur sunt cele mai grele elemente din tabloul lui Mendeleev, așa că și normal... Și importante și pentru alchimiști, pentru că combinațiile trebuiau să dea aur în final. Vorbesc despre tarele care vin din comunism și vreau să vă întreb lucrul ăsta, pentru că de-a lungul timpului au fost foarte multe discuții. Dumneavoastră credeți că românii... Unii dintre ei, că evident nu putem generaliza, nici eu nu cred că suntem mai răi sau mai buni decât alții. Fiecare are și bunele și relele sale. Mă refer ca popor. Credeți că tarele acestea despre care vorbiți vin numai de la comunism, de la deceniile acelea de totalitarism? Nu avem și altceva în spate, o moștenire istorică, levantină, balcanică? Desigur că un popor este definit prin evoluția fiecărui cetățean care compune acea societate. Nu poți vorbi despre un popor ca un element abstract. Nu putem vorbi despre un popor ca și cum ar exista ceva nedefinit. Poporul reprezintă, de fapt, suma tuturor cetățenilor care compun un stat. Să putem vorbi, dacă facem o asociere sau o analogie între stat și popor. Eu cred că în primul rând, societatea și România, românii încercau să-și regăsească identitatea postbelică, încercând să obțină un rol, așa cum încercăm și astăzi, un rol bine definit în Europa, în zona de care facem parte. Faptul că această neagră pată a istoriei s-a așezat peste poporul român în perioada socialistă n-a făcut decât să îngroape o elită
care tocmai se forma. Pentru că cea valoroasă, trebuie să fim foarte sinceri și rea, cea valoroasă și foarte înstărită a plecat urcându-se cu cea apucat să prindă în mână, cu trenul, cu mașina, cu căruța, nu cu căruța, că ei iar erau... cine n-a apucat a ajuns... Cine n-a apucat a ajuns îngrășământ pentru acest iubit pământ al străvechi și străbun. Restul, creerea unei noi clase a durat 40 de ani. Acea clasă a încercat să se adapteze condițiilor socioeconomice date de doctrina comunistă. Revenind și încercând să reintroduci capitalismul, s-a transformat într-o chestiune absolut sălbatică, care nu are nicio legătură sau nu are legătură neapărat directă cu omenia, cu prietenia, cu valoarea, cu principiile care guvernează până la urmă relațiile interumane. Dacă spuneați, eu mi-aduc aminte de copilăria mea, cum probabil că vă aduceți aminte, de faptul că locuiam la bloc ca marea majoritate, mutați, strămutați de la casă și toți lăsam apartamentele de ușa de la apartament deschisă. Și băteai așa, știu eu, simbolic în ușa vecinului să-l saluți sau să îi spui că tu vrei să mergi într-un loc, dacă nu vrea să ia și el ceea ce vrei tu să iei, dacă vrei să ajungi să iei ceva de la vecin sau să te împrumute cu ceva. Era o solidaritate și o omenie pe care, după care astăzi stângem. Mi-ați adus aminte de un lucru, apropo de această reîntoarcere în trecut, în copilărie, care e reală, dragi prieteni, să știți că așa se întâmpla. Ușa la apartament era tot timpul deschisă, deschisă în sensul că nu era închisă cu cheia, da? Și câteodată stăteau și papucii la intrare și nu ți-i fura nimeni. Exact, și pantofii. Și întotdeauna oamenii se împrumutau cu o cană de zahăr, cu cană de ulei sau de orez sau de altceva. Acum două săptămâni, într-o emisiune pe care am avut-o cu un cetățean român născut în Siria, domnul Hamed Moaz Facuri, domnia sa îmi spunea că în Siria, și acum, mă rog, a intervenit războiul, dar până să intervină războiul, oamenii de acolo nu și încuiau mașinile. Iar el, ultima oară când a fost înainte de începerea războiului, prin 2009, și-a închis, iar frații lui i-au spus, cum poți să faci așa ceva? Pentru că vecinii se vor simți jigniți, își vor închipui că îi desconsider și închipui că poți să crezi că ei ar putea să vină să-ți umple mașina. E o chestie extraordinară. Da, și revenind la faptul că românii sunt aceia pe care i-am cunoscut noi în copilărie, produsul de astăzi al societății este cea care a creat asperități, a creat, știu, colțuri încă nenetezite între noi ca cetățeni ai acestei țări în încercarea de a ne regăsi identitatea pe alte principii și valori care nu neapărat sunt cele bazate pe omenie, pe, știu, respect reciproc, pe dragoste reciprocă, până la urmă pe iubirea de țară și de neam. Vorbind de Siria, este leagănul culturii, unul din locurile în care s-a definit educația și cultura pe și inclusiv globală. Pentru toate cele trei religii monoteiste majore, iudaism, creștinism și islam. Au acolo... Au lăcașul lor și locul bine definit. Vorbim de alfabet, vorbim de chestiune de numerologia. Vin din zona siriană. E clar că avem un leagăn al culturii, dar și la noi, de exemplu, găsim, nu leagănul culturii, dar găsim încă reminescențe pozitive ale educației în zonele mai retrase ale României. Vorbim de Sfântul Gheorghe de Dunăre, vărsarea gurile Dunării, vorbim de Sulina, poate vorbim de, știu, Periprava sau alte locuri mai retrase în care nu se ajunge cu, știu eu, cu obstinație și să intre tot românul cu bocan cu viața. În general, în comunitățile închise, în comunitățile izolate, tind să perpetueze continuu valorile tradiționale. Ușor conservatoare, dar în sensul bun al cuvântului, nu în sensul rău. Corect. Și nu aș vrea să mă refer doar la gurile Dunării, pot să mă refer și în zona munților Apuseni, acolo unde sunt moții. În multe alte zone ale țării încă se păstrează tradiționala, partea, elemente ce țin de tradiționalism în sensul bun al cuvântului și respectului față de semeni și respectul față de aproapele tău. Cred că asta lipsește în
momentul ăsta marilor aglomerări urbane, unde fuga și alergarea după elemente ce țin de material ne, atât de tare ne epuizează încât uităm să fim oameni, uităm să fim prieteni, uităm să fim cei care arătăm prima parte a dragostei și a respectului față de vecinul nostru, față de aproapele nostru. Foarte frumoase cuvinte și îmi permit să fac referire la un autor contestat de unii, venerat de alții, apreciat de cei care judecă normal și care nu judecă în extreme alb și negru, că până la urmă dacă judece așa nu e tocmai corect, și care spunea ca un paradox. În România comunismul a prins mai mult decât în statele unde exista o clasă muncitoare un nivel mai mare, unde în mod normal acolo ar fi trebuit să prindă, pentru că ideile socialiste în mediile muncitoare s-au răspândit, nu în cele țărănești. Dar cu toate acestea, spunea Lucian Boia, în România a existat, deși erau 800 de membri de partid comunist în 44, a existat în schimb o pătură latentă pe care comunismul s-a mulat. Ce părere aveți? Românii sunt rafinați. Sunt educați, au un apetit pentru cultură, pentru educație, pentru nou, și tocmai acest rafinament a făcut ca și aplicarea principiilor nepotrivite ale socialismului impus și a zonei, că nici măcar nu putem vorbi de comunism, dacă vrem să vorbim serios despre ajutorarea omului de către om, care era una din doctrinele comuniste, le regăsim astăzi în țările nordice, deci acolo unde programul social și pachetul social este ca o prioritate națională, reprezintă una din prioritățile oricărui guvern vine să conducă țările respective. Sigur, dar îți permis să faci lucrul ăsta când ai și cu ce? Până la urmă, eu cred că Suedia n-a mai intrat în război de vreo câteva sute de ani. Bun, dar natura nu este foarte darnică. Fără îndoială. Viața nu este simplă. Au 7 luni de întuneric în multe regiuni, Norvegia, Suedia și așa mai departe. Ziua este foarte scurtă. Rata de sinucideri ca urmare a depresiei este foarte mare. Adică nu este o fericire, deși românii sunt catalogați printre cele mai triste popoare în momentul în care noi suntem contemporani. Și culmea... E anormal? Este absolut anormal, pentru că Dumnezeu, divinitatea ne-a luminat și ne-a oferit ceea ce altor regiuni ale lumii locuite de popoare și de oameni nu le-a oferit. Ce în România, în primul rând, foarte valoros? Dacă ați face un top 3... Cred că mi-ar fi mai simplu să spun ce nu are România. Ce nu are România? Decât, un top 3. Sau ce ar trebui României mai degrabă decât ce nu are? României ca teritoriu? Nimic. Nu României ca teritoriu, că țara... Românilor. Românilor. Știți melodia aia? Cred că am mai vorbit noi odată. Vreau o țară ca afară, pe care o cânta Vanc. Românilor, iar da. Eu am spus tot timpul, domnule, eu nu vreau o țară ca afară. Mie îmi place țara mea. Aș vrea niște oameni ca afară. Eu refuz acea melodie. Eu pur și simplu sunt închis la acea melodie. Nici nu-mi place să deci concordăm în, în această idee. Românilor, în primul rând, cel mai important lucru care stare începe să se configureze din ce în ce mai mult, lipsa iubirii față de ceea ce ne-a oferit divinitatea prin nașterea noastră în aceste plaiuri. După care, sigur că trecem și individualizăm lipsa dragostei și respectului, că până la urmă nu știu care e diferența neapărat dacă poți avea dragoste, dar fără respect. Eu aș prefera respectul, pentru că poate și din dragoste ți omori porcii de Crăciun sau găinile din curte ca să te hrănești cu carnea lor. Așa că, în primul rând, cred că ar trebui să ne recăpătăm respectul față de aproape, dar cred că primordial este dragostea față de neam și față de plaiurile astea în care ne-am născut. Asta ne lipsește cu prioritate. Deci un patriotism pozitiv. Nu nici de la de genul, bă, noi suntem buricul pământului, nici într-un caz unul deșanțat. Ne trebuie acel patriotism în care să respectăm ceea ce avem
prin dobândit prin naștere, lăsat de înaintașii noștri. Noi nu avem niciun merit cu asta. Noi trăim într-o zonă în care aproape, dacă avem un acoperiș deasupra capului și o blană să ne îmbrăcăm din natură, în perioada rece nu avem cum să pierim de pe aceste plaiuri, pentru că ne oferă la tot pasul elementele de supraviețuire. Noi nu trebuie decât să rafinăm. Am ajuns una din țările cele mai slab industrializate din Europa. Noi, care eram una din cele mai bune țări ca industrializare din caier. Așa că elementele ce țin, asta ține de dragoste națională. Am mai spus-o, am fost în India ca oficial român și am primit numai reproșuri sub aspectul că nu înțelegea nimeni de ce, dacă nu ne mai trebuiau tehnica, echipamentele, bunurile de larg consum, de ce nu le-am exportat? De ce le-am îngropat în sensul de a le tăia și a le vinde ca fier vechi? De ce n-am încercat să obținem plus valoare pe ceea ce au construit înaintașii noștri cu, de multe ori cu prețul vieții? O să vă întreb ceva și vă rog să luați întrebarea mea, să o curățați de orice soi de aspect politic, pentru că, repet, prin natura meseriei mele nu am voie să fac politică. De ce credeți că a ieșuat economia românească în anii 90 la începuturi? Din decizii politice a ieșuat. Politice au fost? Toate? Toate au fost. Sigur că nuanțele fac diferența. Că de pildă, și o să vă întreb de ce. Pentru că sunt voci care susțin în felul următor, dincolo de deciziile politice, evident, da? Au fost și decizii ale, sau acțiuni, activități ale foștilor directori care și-au făcut SRL-ul care a căpușat fabrica și până la urmă totul s-a transferat încetul cu încetul. E real? Păi asta nu tot decizii, n-a ținut tot de decizia politică. Exact asta spuneam. Pentru că am închis porțile ca o cetate, ca o cetate luminată, ca o cetate binecuvântată și ne-am bătut joc de tot ceea ce aveam în interior. Am început exact ca o armată de soldați bețivi și proști care n-au avut acces la pivnița de vin. Primul lucru s-au dus și nu numai că au băut vinul, dar au spart butoaiele, au distrus crama. Același lucru am făcut cu toată economia românească. Pur și simplu, nefiind în stare și capabil să gestionăm de fapt comerțul internațional, asta a fost pedepsa pe care a primit-o România pentru comportamentul de bețiv prost pe care l-am adoptat în deciziile politice. Ei au spus simplu, voi înțelegeți să spargeți butoaiele și să vă turnați vinul pe jos și să distrugeți toată economia și noi înțelegem să nu mai facem comerț cu voi. Și am sub combat. Am făcut implozie. Nemai având capacitatea și posibilitatea de ieșire pe piața liberă internațională a bunurilor și serviciilor de larg consum sau de restrâns consum, pentru că noi produceam în industria românească și elemente de nișă, elemente care pe cei ca consumatori am obligat să-și găsească alți furnizori. Dacă îmi permiteți, mi-aduc aminte de câteva întâlniri cu oficialile în țările civilizate și întrebarea mea firească așa mai după momentul de oficial era, de ce nu luați din China, că sunt diverse produse, ca să scurtez, de ce nu luați din China, că sunt mai ieftine? Și mi-a spus așa, după ce depășisem bariera oficială, tatăl meu a făcut comerț cu tatăl lui. Bunicul meu a făcut comerț cu bunicul lui. Indiferent care va fi situația, obligația mea de familie este să păstrez tradiția. Dacă eu mut toată industria mea în China, sigur că acolo e mai profitabil. Sau în orice altă țară emergentă care se dezvoltă acum, fie la voi în România, îmi distrug relația care mi-au clădit-o și mi-au lăsat o moștenire, în afară de avere, că banii sunt un element de hârtie sau nu, pe care l-am conceput cu toții ca monedă de schimb în raporturile noastre economice, ca să avem o bază de discuții, că înainte doar era trocul, nu erau Și să nu umblăm cu punguța cu galbenii după noi, să ne dea sau să nu îi dau unei varză că ăla să-mi dea morcovi sau ce știu eu ce alte elemente. Și atunci asta nouă ne-a lipsit. Atitudinea asta sălbatică de a, printre altele, că ne-au lipsit mai multe, sălbatică de a obține sub orice formă și a urmări profitul. Și
Și spuneați la un moment dat ce s-a întâmplat, că nu știu ce director a făcut. Da, directorul respectiv nu avea capacitate managerială. El, de fapt, era pus un vătaf, ca, eu nu spun și nu vreau să generalizez că toți directorii nu aveau capacitate managerială. Unii erau foarte buni manageri, dar n-au avut piață și n-au avut cu ce. Dar majoritatea erau activiști de partid care au avut dreptul să preia și să mențină acea... să nu uităm și să nu avem niciun fel de, știu eu, îngăduință față de dezastru pe care l-au construit sau l-au generat anumiți, știu eu, potentați politici ai vremurilor apuse când au ajuns edile ai orașului Galați. Ce haos a creat în Galați și ce dezastru și câtă înapoiere au generat din picioarele lor de lemn și incapacitatea de a genera așa vreo cel mai mic element de progres. Acum vor trebui să treacă foarte multe, aș vrea să spun, foarte mulți ani până când, indiferent de capacitatea și luminarea vreo unei persoane care astăzi decide din punct de vedere administrativ, va putea să creeze vreun pic de progres. Galați este una din cele mai depopulate zone din România. Așa este tristețea în care ne aflăm noi astăzi. Galațiul, istoric vorbind, a fost un oraș extrem de cosmopolit. În perioada interbelică, aproape că unul din doi gălățeni nu era de etnie română. Era cetățean român, dar era grec, evreu, armean, italian. Aici era dar iubeau România, evident, și le convenea. Nu poți să stai într-un loc dacă nu-ți place, dacă nu e totul în regulă. Da? A venit războiul, au plecat evrei, a venit comunismul, au început să plece și greci, au plecat și toți ceilalți. Să nu uităm, de pildă, că la începutul secolului 20 era o colonie de 2000 de elvețieri în Galați. 2000 de elvețieri. Fantastic. Ei bine, s-a făcut combinatul, Galațiul s-a populat masiv, deci se depopulase că au plecat, să zicem, străinii, dar români, că erau români. S-a populat din nou pentru că s-a făcut combinatul siderurgic, mă rog... Dacă îmi permite să vă întrerup, s-a populat în mod forțat. A fost ca o... Asta voiam să spun. Exact lucrul ăsta voiam să spun. Cu oameni care au venit, și aici sociologic vorbind e foarte interesant, că s-au rupt de mulți oameni de la țară care au făcut calificare la locul de muncă, s-au rupt de comunitatea tradițională care cultiva și păstra tradiții, niște tradiții și un conservatorism și un bun simț. Bunul simț de la țară, da? Al românului. Exact. Era deja Exact. Un să spui bun simț și român. Exact. Au venit în oraș, dar au populat Mahala, au format Mahalaua, că și au rămas în zona aia de Mahala și sunt mulți dintre ei și urmașii și copiii lor sunt în aceeași zonă de Mahala, pentru că nici orășe nu și-au însușit valorile citadine, să spunem, bunul simț, să nu sufli nasul pe stradă, să nu au nicio hârtie sau un de țigară sau, dar s-au rupt și de valorile acelea tradiționale ale satului și au rămas la periferie. Pentru că au revenit la instinctele primare, exact. Au fost extrași, au fost ca niște indivizi extrădați. Ei nu și-au dorit să plece de pe plaiurile natale. Pur și simplu nu mai aveau elemente de supraviețuire. Exact. Nemernicia comunistă a făcut în așa fel încât le-au retras elementele de supraviețuire, că ei nu vroiau mult. Pur și simplu își doreau să supraviețuiască și să trăiască în comunitate. Nimeni nu își dorește să plece dintr-o viață bună și liniștită, din sânul familiei. Acolo erau clădiți și trăiți de generații. Nu și-ar fi dorit să plece dacă nu le restrângeau arealul de supraviețuire, adică terenurile agricole de pe care își obțineau hrana. În aceste condiții, familiile numeroase își trimiteau fiii și fiicele ca la război să încerce. Asta era un element. Și normal că ei, ajungând în zonele industrializate, se comportau ca în teatrele de război. Este, până la urmă, că vorbim de sociologie. De ce nu se întâmplă lucrul ăsta, extrapolând puțin, că foarte bine ați spus, da, exact ca în teatrele de război. De ce nu s-a întâmplat lucrul ăsta și când milioanele de români au plecat în străinătate? De ce românul care pleacă în străinătate n-aruncă o hârtie pe jos, pe o stradă? Dintr-un motiv extrem de simplu și banal. Sunt minoritari.
și sunt, chiar dacă se comportă ca niște, ca în teatrele de război, se comportă ca spioni în teatrele de, în teatrele de război, în sensul că nu își pot impune lipsa valorilor cu care poate au fost învățați aici în zona noastră, în comunitățile bine organizate acolo. Pentru că sunt imediat expuzați, sunt imediat trimiși la periferie, sunt imediat știu, prigoniți din toate drepturile și zonele în care pot să își manifeste. Își dau seama că singura lor șansă de a progresa într-o societate civilizată este să te adaptezi condițiilor de acolo. Pe când aici, atunci când a fost această urbanizare forțată, s-au răsturnat valorile în care eroii nu erau cei care aplicau principiile moralității și morale ale în condițiile bune. Cu ceva ani în urmă, la Facultatea de Istorie din București, am participat la un simpoziu la care a venit, a fost invitat ambasadorul regatului Marii Britanii și Irlandei de Nord. Și la un moment dat l-am întrebat pe ambasador cum au reușit britanicii în câteva sute de ani să transforme o populație care în majoritate era formată din oameni aia pe care îi vedeam împrinși și cercetori, în Mark Twain, da? De la gaura șobolanilor, gaura gunoaielor pe sub podurile Londrei, în ceea ce reprezintă astăzi Anglia. Iar ambasadorul a zâmbit așa subțire și puțin bonom așa și a spus 300 de ani de bătaie. Sigur, nu s-a referit la bătaia cu bățul, deși și aia a existat, ci la o educație inclusiv prin constrângere. Inclusiv ideea, ai aruncat o hârtie pe jos, primești o amendă până înveți să nu mai arunci. Trebuie să fie făcută educația și în felul ăsta, apelând la astfel eu de... Eu cred că ambasadorul a făcut această formulare constatând lipsurile și minusurile societății românești. Societății românești, da. Eu personal am o altă opinie, sigur că îmi permis să am o opinie așa cum a avut și el o opinie, ce crede că a fost constructiv pentru ei și eu spun același lucru. Societatea și populația care supraviețuia și, repet, supraviețuia în insula Marii Britanii, se ajunsese aproape la formă de supraviețuire umană. Nu există condiții bune, nu există condiții de trai foarte lesne. Nu erau condiții grele în care au supraviețuit doar exemplarele puternice și cât mai valoroase. Pe când pe plaiurile României, datorită condițiilor prielnice, supraviețuiesc, grata de supraviețuire este foarte mare. Oamenii nu trebuie să lupte pentru supraviețuirea lor. Și atunci necesitățile și vicisitudinile cu care s-au confruntat cei care au avut neșansa să se nască pe plaiuri nu foarte primitoare, pe mai vitrege, i-a făcut să, în momentul în care au dat de bunăstare, de condiții de civilizație, adaptabilitatea a fost foarte naturală. Pe când în România, atunci când am dat de condiții grele, am avut reacția de subcombare. Sigur că elementele coercitive până la urmă generează o formă de echilibru în societate, dar eu nu cred că România și românii au avut prea puține elemente coercitive. Eu cred că noi am avut multe elemente coercitive, dar nu cele educaționale. Bingo. Nu cele de exact, asta voiam rafinare să spun. A rasei umane. Nu cele ce țin de dezvoltarea zonei și, repet, prioritarea este dragostea față de aproapele tău sub forma respectului. Nu dragostea fizică. Domnule Cristian Dima, românul are niște carențe la capitolul educației civică? Românul capătă carențe în educația civică. De la cine? Din cauza a ce? De la exemplarele care reușesc în societate. Pentru că se constată că lipsa educației nu este o tară. Devine deja Devine o calitate. Ceea ce, dacă nu vom reechilibra societatea din aceste, sub aceste aspecte și considerente, nu vom avea progres. Garantez, nu știu dacă nu suntem atât de tineri încât să ne permitem să spunem, dom'le, o să trăim și o să vedem la nesfârșit. Nu. Avem obligația ca cei de generația noastră să facă tot ce le stă în putință, capacitatea, experiență și expertiza pe care și-au dobândit-o în viață până acum, să încerce să schimbe ceva. Altfel, înaintașii noștri, strămoșii noștri ne vor pedepsi acolo când ne vom reîntâlni în zona cerească. Nu o să ne
primească nimeni cu brațele deschise, spunând că am contribuit la distrugerea României, pentru că până la urmă obligația generației noastre, noi suntem cei care avem obligații cu adevărat, nu cei care sunt, știu eu, mult mai în vârstă decât noi sau cei care sunt foarte tineri. Cei ca noi au această obligație și nu cred că avem motive să ne căinăm sau să ne eschivăm de la asta, pentru că ne place mai mult dragostea familială, preferăm să stăm în anturajul de prieteni, preferăm să ne ocupăm de propriile noastre interese și probleme personale. Și totuși societatea reprezintă o problemă personală pentru fiecare dintre noi. Citeam un articol acum vreo două zile în care autorul, semnătarul, spunea, dom'le, haideți să facem o comparație ce oameni erau în politică la începutul anilor 90, indiferent de partide, nu se referă la un partid anume. Ce oameni erau în afacere în anii 90, ce oameni erau în administrație, ce oameni... Și făcând comparațiile, spuneau, se pare că în permanență, sigur, nu generalizăm și am convenit de la început că generalizarea nu e tocmai cu șer pentru nimic, exact. Da? Dar încetul cu încetul nivelul scade, din ce în ce mai jos și nu neapărat în ceea ce privește capacitățile intelectuale și afluxul de neuroni de la mansardă, ca să fie mai puțin academic, ci pur și simplu în ceea ce privește respectarea unor valori și a demnității și a respectului față de celălalt, așa cum bine spuneați. Credeți că e real? Era mai mult respect în anii 90, inclusiv în politică, față de cum e acum? Nu știu dacă era... era greu să decelezi între respect și teroarea care impunea respectul. Dar eu am convingerea că marea masă de români erau mult mai respectoși față de tot ceea ce îi înconjura. Că nu reușeam să impunem valorile. Comunismul n-a căzut pentru că cineva l-a distrus, ci pentru că orânduirea era defectă și începuse să producă atât de multe rebuturi încât s-a autoinflamat, a făcut un element de combustie. Pur și simplu a explodat ca societate. El nu avea viitor. Mai devreme sau mai târziu tot exploda. Era clar că în momentul ăla nu producea elemente sociale progresive sau progresiste care să creeze binele și echilibru în societate. Dar vreau să spun, și ținând cont de scandalul din zilele ultimele noastre, din zilele de acum, din ultimele, știu eu, zile în perioada aceasta, în care apar diverse informații și informări despre cine se întâlnea cu cine, cine punea guvernul cui, constat cu tristețe și am curajul să o spun, că nu sunt români. Nu sunt oameni care trăiesc pentru România și care iubesc România și care doresc să facă bine românilor. Nu sunt români. Se spunea înainte foarte rău și mi-ați spus puțin mai devreme că ați avut o emisiune săptămâna trecută despre securitate. Mare parte din securiști erau lipsiți de educație, în opinia mea. Aveau viziune pentru că erau oropsiți să nu aibă viziune. Nu aveau de unde să aibă viziune. Dar nu erau oameni anti-români. Nu erau toți. Erau foarte puțini care aveau un comportament antiromânism. Că se comportau prost față de semenii lor, se comportau din lipsă de educație, din lipsă de cultură. Dar în momentul în care aveau acces la un pic de cultură, la un pic de educație, și ei începuseră să devină umani, pentru că înțelegeau complexitatea fenomenului. Astăzi, din păcate, mulți care sunt decidenți nu sunt români. Asta este cea mai mare tristețea mea și cea mai mare încordare din momentul ăsta. Sunt convins că se vând pentru preț atât de mic încât țara asta și oamenii din ea care o populează nu merită asemenea pedeapsă, să îi conducă unii care nu sunt români și care nu trăiesc pentru România. Aici este marea problemă. Făcând o paranteză așa și glumind puțin, dar citându-l pe Paul Goma, care spunea că ciobanul din Miorița a coborât la oraș și s-a făcut securist în anii 50. Lucrurile se schimbaseră mult în ultimul deceniu al comunismului. Dar ciobanul ăla nu era antiromân. El poate n-avea educație, dar iubea România cu comportamentul lui prostesc. Poate nu iubea clasa de cheaburi. Poate îi se spunea în fiecare zi, uite, tu ai plâns oile și te-ai umblat cu blana în spate. Uite, ăștia au casă. Uite ce argintărie au în casă. Păi ăsta era... Deveni și o țintă.
Dar ăia aveau doar acea țintă. Când s-a terminat ținta respectivă, de asta sub combat. Exact. Dar ei nu erau antiromâni? Nu erau antiromâni? Nu erau împotriva țării astea? Ei își iubeau țara în felul lor. Problema celor de astăzi care iau anumite decizii nu arată că își iubea țara. Cu alte cuvinte, vreți într-un fel să spuneți că oamenii mai aveau și... Hai să spunem, un soi de emoție patriotică care nu era disturbată de ideea perpetuă de înnavuțire? Nu. Un soi de sentimentalism? Exact. Eu vreau să spun în felul următor. Atunci, lor li se arăta o țintă umană care trebuia distusă, degradată, redusă la zero. Astăzi, ținta a devenit însăși țară. Păi, era teoria țapului, teritoriu. Era teoria țapului ispășitor. Corect. Vinovat pentru așa este ăla. Și o pe el. Vinovat că tu cari blana în spate și limbi oile, sunt ăia care te supresc. Asta este regula numărul 1 a manipulării. În toate manualele de manipulare, acum e regula numărul 1. Acum nu mai avem țintă umană. Asta e marea problemă. Ținte umane deja sunt foarte rare. Alegem așa în mod aleatoriu ca în război la curtea marțială. Acum însă și țara și teritoriul a devenit o țintă. Asta e îngrozitor, pentru că toți înțeleg valoarea arealului pe care noi îl populăm. Și noi trebuie să ne păstrăm din toată ființa și capacitatea noastră identitatea națională, pentru că am adunat identitatea națională de-a lungul veacurilor și mileniilor. Nu avem dreptul să o părăsim. Poate sunt alții mai buni decât noi care populează alte teritorii. Poate sunt mai tehnici decât noi, poate sunt mai, știu eu, detailiști decât noi, poate sunt mai buni pe anumite sectoare ale economiei, dar nu înseamnă că România produce anual sute de mii de cetățeni educați care muncesc pentru alte economii ale statelor comunității europene. Mi-ați anticipat următoarea întrebare, să știți. Țineți minte... Dar n-am vorbit împreună. Poftim? N-am vorbit, păi ați venit cu câteva minute înainte de a începe emisiunea. Țineți minte sondajul care a fost dat acum vreo sondaj, de fapt nu un sondaj, un rezultat al unor cercetări sociologice, se pare, care vorbesc despre faptul că România după Siria este țara cu cel mai mare număr de emigranți? Da. Eu nu cred în acel sondaj. În primul rând nu spune pentru ce perioadă, pentru ce interval de timp. Pentru că dacă stăm și gândim, da, cine, unde a emigrat, pot să bag mâna în foc că mai mulți greci au emigrat din Grecia și s-au dus în America și în altă parte, infinit mai mulți italieni, infinit, exagerăm, mult mai mult decât 2,5 milioane de români au fost italienii care au plecat după o bucată de pâine peste tot în lume, în Europa sau în America. De unde am scos 2,5 milioane? Eu știam de 4. 2,5 milioane către 3. Astea sunt cifrele pe care le-am citit eu. În orice caz, cu certitudine, mai mult de 4 milioane de italieni au plecat în lume să-și găsească. Cred că numai în Statele Unite sunt vreo 4 milioane. Dar nu cred că într-un ecart așa de scurt de timp. Vă dau un exemplu de și ecart. Și nu vorbim contemporan. Au plecat la începutul secolului. Ok, vă dau un ecart 9, de 20. Timp. Vă dau un ecart de timp relativ scurt. Turcia, turci în Grecia. Da? După... Turci în Germania. Turci în Germania, scuzați-mă, în Germania am vrut să spun, da? În Germania există cam 3,5 milioane de cetățeni turci, cetățeni germani de etnie turcă, oameni care au plecat să-și găsească un rost. Unii s-au dus acolo și au făcut un rost acolo și au păstrat religia, s-au căsătorit, au făcut copii, iar copiii lor care au încercat să se întoarcă în țara părinților s-au simțit străini în țara aceea și s-au întors la ei în țară. Deci vreo 3 milioane și știu cel puțin că ultima oară erau vreo 3,3 milioane de cetățeni de turci care trăiesc în Germania, nu mai vorbesc de alte țări, sârbii care știți foarte bine că în perioada lui Tito plecau să muncească în străinătate, de unde suntem noi pe locul 2? Cred că e și o exagerare aici. Eu nu cred că este o exagerare. În primul rând... Vom fi în top, dar nu pe locul 2. Nu știu dacă chiar 2, poate. Întotdeauna topurile sunt în funcție relative, de cine îi numără. Corect. Ne gândim că totuși România nu avea motive să aibă o asemenea depopulare. Nu existau temeinicia
o asemenea decizii, pentru că bunăstarea se putea și se poate obține în acest areal, pe aceste plaie. Turcia, noi toți în ultima vreme, în ultimii 20 de ani, am avut acces să plecăm în străinătate. Am văzut mare parte din cei care ne urmăresc astăzi, după amiază asta, au văzut Turcia. Măcar una, două țări și tot au fost. Au văzut Turcia, au văzut câtă piatră, au văzut câtă ostilitate, cu câtă ostilitate întâmpină clima și relieful și până la urmă cât de mare efort este pentru a asigura supraviețuirea în acele teritorii. Și n-aș vrea să intru în detalii, temperaturi de 45-50 de grade, lipsa resurselor vitale de apă și așa mai departe. Pe când România și România aveau de toate. Românii sunt un popor educat, sunt un popor bine cultivat, au un areal divin pe care îl păstoresc. Nu trebuie să facem nimic ca să ne obținem elementele de supraviețuire minimă. Minime. Pe când nu același lucru putem vorbi despre alte zone. Italieni, vorbind de italieni, ok, a plecat, era vorba de El Dorado în America, acolo unde... Dar după război, fac o paranteză, domnule Diban, după război, să știți, după al doilea război mondial, să știți că au fost de pildă foarte mulți imigranți portughezi și spanioli în Germania, portughezi mulți și în Franța și în Elveția, deci oameni care au plecat. Sigur, nu atâtea milioane ca la noi, oricum Portugalia e mult mai mică decât România. Dar au fost foarte mulți oameni care au plecat. Deci este un fenomen normal. Cei din sudul Europei sau din estul Europei mai ales, care s-a confruntat cu ce s-a confruntat. Eu am o singură problemă. Vă rog. În momentul ăsta. Nu sunt deloc împotriva transferului de forțe de muncă. Mi se pare un element ce ține de secolul 21. Corect. Nu trebuie să mai fim ancorați. Volatilitatea pieței muncii este mare, ca și volatilitatea capitalului. În general, volatilitatea capitalului era cunoscută, începuse cu mult timp înainte. Este normal ca forța de muncă să urmărească de cele mai multe ori capital. Am o singură problemă. Faptul că cetățeni, educația României pe costurile României produc pentru economii ale țărilor europene. Asta este cea mai mare problema mea și nu suntem respectați și apreciați pentru acest transfer de capital uman educat, profesionalizat, care nu trebuie decât o ușoară adaptare. Știți cum e? Era povestea aia de profesionalizarea la locul de muncă sau niște minime cursuri de limbă sau adaptarea pe linia tehnologică în care intră toți și în orice perioadă a evoluției industriale, întotdeauna când se schimbă locul de muncă, există un instructaj. Corect. Nu e nimic. Atât primesc românii în piața muncii europeană. Doar un ușor instructaj, ei devenind de cele mai multe ori angajați model, poate angajați cu cel mai bun randament. Asta e cea mai mare problemă. O să rămâneți surprins, dar să știți că ăsta e și punctul meu de vedere. Nu sunt unul dintre cei care exaltă în fața valorilor occidentale, în mod deosebit. Sigur că sunt foarte multe lucruri de la care avem de învățat, au parcurs un drum pe care noi suntem încă în urmă, am sărit destule etape, da, ca să ajungem departe, să ne gândim doar că la începutul anilor 90 ni se părea poate un vis ca un român să aibă un calculator în casă sau să aibă o mașină personală, că erau foarte puține mașini personale, sau să faci un concediu în străinătate, apropo de ceea ce spuneți. Și iată că am sărit niște etape, le-am mars în mare viteză și ne-am apropiat de valorile acelea. Dar în continuare, cred că cei pregătiți, și mă refer strict la oamenii pregătiți, pot da clasă și se lipesc foarte ușor în puzzle-ul acela, se integrează în organismul acela social care mișcă, care trăiește într-o țară occidentală. Dar în același timp, suntem conștienți și că marea majoritate a celor care au plecat în străinătate este formată totuși nu din oameni cu o pregătire înaltă, că vânători de capete au existat întotdeauna, da? Și America e campion la vânători de capete, să ia capetele luminate să le aducă acolo. Marea majoritate nu e formată totuși din oameni spectaculos dotați. Nu e adevărat. Contraziceți-mi cu argumente. Cu argumente. Se iau din fașă. Se iau după primele elemente de acolo unde este cea mai grea. Se spune așa, copilul între 0 și 1 an
acum 50 de ani, 40 de ani, era cel mai greu de scos din zona aia de risc vital. După care începea să fie, să scadă direct proporțional riscul. Corect. Același lucru, cele mai mari costuri o societate le are între copii, pentru copiii de tineri de 7 ani, de la 7 ani la 22 de ani. Alea sunt cele mai mari costuri, pentru că ei doar consumă și corect, acumulează. Corect. Este cel mai mare randament să iei atunci, pentru că sunt nu de educație înaltă, n-au apucat să facă educație înaltă, dar au cea mai mare capacitate de muncă. Au tinerețea, îi face să devină cei mai buni și cei mai productivi angajați. Nu trebuie să neglijăm faptul că arealul ăsta pe care noi, eu îl iubesc foarte mult, în care suntem în zona asta, Carpato-Danubiano-Pontică, este locuită de milenii de oameni care nu ajunseseră la nivelul de civilizații și educație, pentru că a fost în calea popoarelor barbare care au tot distrus și... Cum spuneam un istoric român, drum de invazie și drum de arme. Exact. Toți au trecut pe aici. Toți. Exact. Exact așa. N-arata nimeni. Încă suntem poporul din Europa care folosim cele mai multe toalete în fundul curții, fără a avea canalizare și acces la apă curentă de cele mai multe ori. Suntem țara, ca să nu spun țara, poporul, care avem cele mai multe haznale sau WC-uri în curte. Asta este un, ce, asta este un handicap. Pentru că l-am moștenit. Nu am reușit. Vorbeați de sărit etapele respective. Da. Acum avem nevoie de toți cetățenii educați în România să întoarcă fața către locul părinților care i-au educat în România și să contribuie cu ceva la dezvoltarea României. Asta este dragostea de care avem nevoie cu toții. Sigur că au muncit pentru economiile țării, nimeni nu-i oprește să facă, să fie prezenți pe piața muncii europeană și este liberă, dar nu să nu uite niciodată locul din care au plecat și cu munca și gândirea acumulată pe, în zona țărilor mai dezvoltate din punct de vedere economic, să acumuleze aducând și un pic de bunăstare în zona în care, din care au plecat, pentru familiile lor, pentru prietenilor, pentru tot ceea ce reprezintă istoria acestui popor, pentru că dezrădăcinarea și plecarea din zona asta vor lăsa locuri liber pentru cei care știu foarte bine ce au de făcut, doar să ne ocupe teritoriile. Ne-am vândut prea ieftin țara, ne vindem prea ieftin resursele și au început să devină, să fie prea mulți oameni care au capacitatea și puterea de decizie și nu da, fac în folosul României. Opinia mea este și repet, vă rog să curățați de orice conotație politică strict cu o referire la cineva anume, că nu românii își vând țara, ci cei care îi conduc au vândut-o pe bucățele de-a lungul timpului. Că Nea Gheorghe de la Gheboaia n-are nicio vină că s-a întâmplat... Și asta spun și eu, aia nu mai sunt români. Asta spun și eu, nu contează ce cetățenie au, nu contează că îi cheamă Ion sau Gheorghe, contează că nu se mai comportă ca buni români. Și atunci, prin prezența noastră civică, vorbeam la începutul emisiunii de activitate civică, prin prezența noastră în zona civică, trebuie să fim garantul ca drepturile și libertățile cetățenilor nu trebuie să dispară niciodată. Au murit cetățenii României ca să existe drepturi și libertăți. Nu avem dreptul să le pierdem. Nu avem dreptul să ne gândim cu ușurință că un semen de-al nostru, un român de-al nostru poate este condamnat pe nedrept, poate altul este judecat pe nedrept, poate altul este înjurat pe nedrept. Nu avem dreptul. Trebuie să ne gândim cu toții ce facem noi mai bine ca această țară să fie zonă protejată, toată să devină o zonă protejată. Sună frumos. Îl parafrazați oarecum pe John Fitzgerald Kennedy, da? Să ne gândim nu ce ne poate da nouă America, ci ce putem să facem. Întotdeauna trebuie să gândim așa. Întotdeauna. Cu ani în urmă, trebuia să plătesc ceva la finanțe și stând la rând, am ascultat o discuție foarte interesantă între doi oameni în vârstă și unul îi spunea celuilalt, domnule, ce mă interesează pe mine că cine a furat din țara asta? Că fură un român sau fură un străin care a venit în România? Tot furtie. Corect?
Da, e ca pe principiul ăla, bă, nu contează cine mi-a omorât găina, că mi-a omorât-o vecinul sau a omorât-o cățelul vecinului, tot aia e. Sigur că dacă mi-a omorât-o vecinul, mă gândesc cum să mă cer cu el. Dacă mi-a omorât-o vecinul, mă gândesc cum să-i omor cățelul vecinului. Asta poate fi o diferență. Deci faptul că românii o fac, noi suntem mai ușor de auto-educat prin comportamentul nostru și prin abordarea asta civică de care vorbim. Dacă o face un străin, o face întotdeauna mai bine documentat, mai rafinat și irreversibil. Asta este cel mai important aspect. Un român, și fac o precizare extrem de importantă pentru educația mea, de care m-am definit pe aceste principii. În țările civilizate de care vorbim în Europa, când am ajuns prima dată, se spunea așa, dumneavoastră, fiscalitatea este un element extrem de important, hai să le urmărim pe ăla, să nu fac o evaziune, să este crimă împotriva. Asta era politica românească și este în continuare. Acolo se spunea simplu, eu trebuie să urmăresc ca această fiscalitate să nu depășească granița țării. Elementele ce țin de schimburile comerciale în interiorul statului să rămân aici. Deci, indiferent că noi obținem venituri mai mult sau mai puțin, să spunem, urmărind toate căile legale, important este ca aceste venituri și toate aceste sume să rămână cât mai mult în interiorul și în granițele țării. Domnul Dima, de curând un comentator politic, care nu-i tocmai simpatia mea, ba aș putea spune că am rezerve serioase, Cristian Tudor Popescu, a făcut un comentariu și a spus, domnule, cât de tâmpiți să fim noi să ne închipuim că o firmă care vine în România vine să ne ajute. Nu, domnule, ăia sunt capitaliști și urmăresc profitul. E cât se poate de firesc să fie așa. E capitalism, da? Nu vine nimeni să-ți dea moacă ceva. Este visceral și emoțional stabilită treaba. Corect. Deci nu mai există dubii din acest punct de vedere. Important este ca eu, decidentul din România, să urmăresc în așa fel încât omul ăla să scoată cât mai puțin din țara asta și să rămână cât mai mult în țara asta. Exact. Corect? Exact. Avea dreptate. Asta este principiul. Sunt principiile fundamentale pentru că revin. Majoritatea țărilor europene cu zâmbetul pe buze și majoritatea guvernelor, asta este politica de stat pe care o aplică. Indiferent câtă dragoste aparentă, cu câtă dragoste aparentă ne înconjoară, este clar că de fapt urmăresc interesele lor ca națiune. Și dați-mi voie să spun, atât timp cât am deținut o demnitate publică, toate ambasade, toate reprezentanții ambasadelor care m-au vizitat și cu care am făcut schimburi protocolare au urmărit interesele lor naționale. Nu face, deci povestea că vin ambasador, care ce înseamnă ambasador? Ambasador înseamnă reprezentantul statului în țara respectivă. Niciodată nu venea să-mi spună ce mult ar vrea să importe de la noi anumite produse și servicii. Nu, întotdeauna venea să ne prezinte ce bune produse și servicii ne pot ei oferi. Așa ar trebui să facă și ambasadorii noștri în străinătate, nu? Așa ar trebui să facă toți românii să înțeleagă principiile de bază. Dacă noi ne blamăm, noi ne înjurăm, noi ne vorbim urât și ne spălăm rufele în public, nu o să ne iubească nici un cetățean european. Noi avem obligația și determinarea trebuie să o avem ca să ne iubim aproapele, economia noastră, produsele noastre, oricât ar suna de naționalist ceea ce spun, ținând cont că nu este o emisiune politică, ci este o emisiune amicală în care facem... În care vorbim despre lucruri foarte serioase, poate mai serioase decât politică. Sigur, îmi pot permite să spun lucruri care nu țin neapărat de expunerea politică a unei persoane. Permiteți-mi să am și o curiozitate care ține puțin de politică, dar n-am înțeles-o și poate mi-o explicați dumneavoastră. Un lider al partidului dumneavoastră a făcut o afirmație conform căreia un ambasador al unei țări occidentale i-a solicitat Gara de Nord pentru un complex rezidențial. Cunoașteți declarația? Nu. Și știți ce n-am înțeles în povestea asta? Nu e niciun fel de poantă, sunt cât se poate de serios. Nu înțeleg cum adică să iei Gara de Nord ca să faci complex rezidențial. Păi Gara unde o muți?
cred că nu era important pentru cel care a cerut, unde muți gara. Bine, așa... această abordare a arătat cât respect are, a avut persoana respectivă sau reprezentantul a cui ar fi fost față de români și față de dezvoltarea României. Bun, dar condițiile astea, probabil că respectul pe care o țară îl are în fața reprezentanțelor diplomatice este generat și de calitatea oamenilor, nu mă refer la nimeni anume, care de-a lungul timpului, din 1990 și până astăzi, au reprezentat România pe diverse paliere. Acolo, 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 nu? Pentru că dacă s-au învățat că cineva deschide poarta și da, vină încoace, aia ce-mi pasă mie de România, poate mai iau și câțiva bănuții în buzunar pentru mici atenții. Citeam de ună zi un curs de afaceri de televiziune, economia televiziunilor, și era o chestie absolut normală, inclusiv în timpul regimurilor comuniste, când televiziunile din Cehia, din Polonia, cumpărau echipamente din Occident, reprezentantul firmei occidentale, foarte interesant, primea 2-3 mii de dolari, o mică atenție din partea statului social, al firmei din statul socialist, pentru că a negociat un soi de primă de... Dar întotdeauna... Deci lucrul ăsta a existat și în timpul comunismului, da? Țările occidentale au un procent care de cele mai multe ori se învârte între 5 și 10%, dar media este 7%. Pentru protocol, pentru promovare. Este o componentă ce ține de promovare. Partea că ce ține de aspectul că noi am ascuns acest lucru a devenit zona infracțională sau ocultă. Ei nu au ascuns, pur și simplu trec în cotele de cumpărare a unui produs sau unui serviciu și îl decontează ca atare. Eu repet și spun, important este ca sumele să rămână. Cel mai important aspect, sigur că ține foarte mult de fiscalizarea oricăror venituri care circulă pe teritoriul unui stat, dar în funcție de legislația fiscală, dar important, cel mai important este aspectul de menținere în granițele și în teritoriile fiscale ale entității respective. Pentru că atât timp cât valorile nu exced acestor granițe, întotdeauna va exista o cotă de progres accelerată. Dacă nu înțelegem acest aspect și încercăm să utilizăm la maxim forța și instrumentele opresive ale fiscalității, nu facem decât să oprimăm clasa care se dezvoltă și capitalul care ar trebui să fie în creștere. Capitalul la rândul lui produce alt capital și produce și randament. Lipsa capitalului, știți ce se întâmplă? Face ca presiunea asupra angajaților să fie maximă, pentru că nu încerci să obții randament decât prin forța umană dezvoltată și profesionalizată. Atât. Dacă la asta ai adăugat, sunt cele trei elemente, dacă la asta ai adăugat și capitalul, în afară de capital uman, că și un capital uman reprezintă un capital, ar crește și ar accelera ritmul de dezvoltare al... Este exact ca într-o familie, să fim mult mai expliciți. Dacă tu consumi tot ce ai, rămâne ca a doua zi să ieși din nou la cules, la prăjit, nemai găsind nimic în frigider, fie că e sâmbătă, fie că e duminică. Nu mai ai sâmbătă și duminică, nu poți trăi, nu ai cu ce să alimentezi. Dacă tu înțelegi să faci niște, să aplici niște rate de acumulare și nu consumi tot ceea ce culegi, tot ceea ce produci, este clar că vei obține și o zonă în care să-ți poți să-ți faci confort, să-ți faci un scăunel, să te vei ocupa și de altceva. Altfel, ai să te ocupi doar de propria ta supraviețuire. N-ai să te mai ocupi de dezvoltare. Eu vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația la această emisiune. Sper să ne mai vedem. E o plăcere pentru mine să dialogăm pe subiecte pentru care mărturisesc că aveți o gândire sănătoasă și bine ar fi dacă oamenii ar înțelege, foarte scurt spuneam, pe vremuri după ce am avut prima bursă în străinătate și am văzut cum se face un ziar occidental la Bordeaux, Sud-Ouest, care era cel mai mare ziar regional din Franța, am spus în sinea mea că dacă fiecare român ar pleca 2-3 luni să muncească într-o țară occidentală pe domeniul lui, subliniez, pe domeniul lui de activitate, ce făcea în România, România s-a schimbat din temelii. Cred în continuare în lucrul ăsta. Da, dar eu sunt convins că românii arată că își iubesc țara și neamul dacă se implică social. Asta este ceea ce pot să spun. Români, gălățeni, orășeni, oameni de la țară, implicați-vă social. Lipsa implicării sociale ne va duce să fim lipsiți de respectul celorlalți.
vă propun ca următoarea emisiune să fie pe subiectul ăsta, cu respectul social. Dragi prieteni, aici a sfârșit întâlnirea între oglinzi paralele. A fost alături de mine, alături de dumneavoastră, domnul Cristian Dima, liderul al de Galați. Am vorbit despre, nu despre politică, ci de lucruri pe care românii ar trebui să le aibă în atenție, pentru că, într-adevăr, România are de toate. Nici eu nu vreau o țară ca afară, însă vreau oameni educați, oameni care au respect, oameni cu simț civic și cu respect față de niște valori. Din păcate, vedem prea puțin lucrurile astea, sau cel puțin media ne arată prea puțin din astfel de exemple, drept pentru care mi-ar plăcea să văd niște oameni ca afară, nu o țară ca afară, niște oameni care pun hârtia în coș, cum încep încetul cu încetul să o pună din nou și românii. Încă o dată vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că ați venit la emisiune. Rămâneți pe Express TV, un weekend absolut minunat. La revedere!